Mă numesc Olga Pinteac, asistent medical șef al Institutului de Medicină Urgentă. Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire a infecțiilor respiratorii, inclusiv cea determinată de noul coronavirus. Cum să porți o mască în siguranță? Spală-te pe mâini cu apă și săpun sau cu un dezinfectant pe bază de alcool înainte de a îmbrăca masca. Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri. Identifică partea de sus unde se află banda metalică sau marginea tare. Pune masca cu partea colorată spre exterior. Fixează banda metalică sau marginea tare deasupra nasului. Masca trebuie să acopere nasul, gura și bărbia. Fixează masca fără să lași spații libere între mască și față. Nu atinge masca cu mâinile atunci când o porți. Scoate masca apucând-o de elastice. După folosire, aruncă imediat masca într-un coș de gunoi închis. După ce ai aruncat masca, spală-te pe mâini cu apă și săpun sau cu un dezinfectant pe bază de alcool. Rețineți, doar masca nu te poate proteja de COVID-19. Păstrează distanța socială de cel puțin un metru față de ceilalți și spală-te des pe mâini, chiar și atunci când porți mască. Ai grijă, oprește răspândirea COVID-19, salvează vieți!